am vorbit puțin mai devreme despre apă și despre calitatea apei și cu siguranță cei care au aruncat acele mizerii în fântâna de care tot pomenați dumneavoastră, și așa apa este destul de poluată. Nu, asta e strigător la cer. Spuneți, știu că aveți un proiect de alimentare cu apă pentru localitatea dumneavoastră. Da. Cum, în ce stadiu se află? Mai întâi să mă refer puțin, să spun câteva cuvinte în legătură tot cu acea fântână. Spuneți. Norocul oamenilor a fost că este departe de localitate și pânza freatică nu duce mizeriile și tot, sau eu știu, nu știți dumneavoastră, da. Nu știți dumneavoastră cum e pânza freatică. Pânza freatică este o pungă mare de apă. Așa, și e posibil ca acea fântână în câmp să fie într-o margine, iar apa sau fântânile de pe raza localității... Eu am convingerea că fiind la 3 km distanță de localitate, nu prezintă pericol. Să ziceți dumneavoastră, da. Dar nu e așa. Vă spunem noi cu siguranță că nu stau lucrurile așa. Da. Referitor la ceea ce m-ați întrebat în legătură cu proiectele europene... De alimentare cu apă. Da, ele sunt mai multe. Sunt vreo 3 proiecte în... întocmite, aprobate, da. Aprobate, depuse aprobate și în curs de finanțare. Da. Unul este și cel legat de alimentare cu apă în cele 4 sate Dăneasa, Cioflanu, Belindei, Pesca. Da. Mai puțin satul Zănoara. Dacă vreți, dacă vreți să aflați ceva în legătură cu un aspect în legătură cu două dintre satele, cu trei dintre satele care stau foarte prost la capitolul apă, vă pot spune că Pestra, Cioflanu și Belindeiu au pânza freatică la 2 metri. Deci la 2 metri. Și calitatea apei este extraordinar de proastă. Iar locuitorii sunt bolnavi cu siguranță. Cu siguranță multe boli pleacă și de acolo. Noi am văzut o fată. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că dacă pânza freatică este la 2 metri, imaginați-vă că nefiind canalizare, toate WC-urile, toate rezidurile de la WC-ul au contact cu pânza freatică. Deci în apa lor microbul este permanent tot timpul. Ați luat probe de apă? Sigur ați luat probe de apă când atunci când ați întocmit dosarul pentru alimentare. Permanență. Probe de apă s-au luat. Am mai făcut câteva operațiuni de dezinfecție. Dezinfecție apei, da. Dar nu este de ajuns. Nu este de ajuns. Sperăm ca în scurt timp sau atunci când guvernul dispune de fonduri, pentru că la acest proiect ne trebuie cofinanțare, nu este finanțare totală, trebuie cofinanțare, să primim fonduri și să începem lucrările pentru alimentare cu apă. Domnule primar, puțin mai devreme am filmat în biroul dumneavoastră o fetiță de 13 ani, care spunea că a fost luată cu salvarea pentru că i-a fost foarte rău și copilul, după cât am înțeles, are probleme de sănătate din cauza apei. Vârf de probleme a fost să-mi lua salvarea și a început să țipă la mine. Cine a țipat la tine? Doamna lucru, adică doamna care a fost acolo, de ce era. Dar eu nu cred că era asistentă, era doctor. Și... apoi vezi că și ea oare că chestia bolnavă și nu, n-am mai spus la fel. Ca medic oare ții copilul? Directorul spitalului de-a fost care arată până într-o bani, nu mai știu ce să mai facă, mai am băiat, că nu știu ce era, că nu medicamente. Nu, dar vă spus, eu chiar v-am jucat dacă puteți dați de măs, spus că... Sunt pe domnul primar, imediat cum am fost. Păi să vă dau să mănânce, să odinească. Așa și temele că e terminat. Mai sunt astfel de cazuri în... Cu siguranță. Îi cunoașteți? Vă dați seama, nu pot să-i cunosc pe toți, nu pot să cunosc toate cazurile, pentru că nu sunt medic. Dar din câte... Ați zis dumneavoastră, din 4.000 de... Din câte știu,
mai sunt multe cazuri de acest gen. Spuneați dumneavoastră că sunt foarte multe cazuri de, de boală și sunteți modest când spuneți când va găsi guvernul bani. Păi guvernul, această alimentare cu apă nu se face din banii guvernului, se fac din bani din fonduri europene. Deci nu. Dar cu... Îmi pare rău, dar trebuie să mă repet. Deci, cu finanțare. Proiectul, exact, da. Proiectul pentru alimentare cu apă nu are finanțare totală de la Uniunea Europeană. El vine cu cofinanțare. De cât la sută? De 30%, am impresia, da. De 30%. 30%. Bani pe care dumneavoastră nu-i aveți în momentul. Bani pe care nu-i avem, vă dați seama că nu-i avem. Dar avem fonduri doar să supraviețuim, cum s-a spus. Da. Populația în localitatea Dăneasa este îmbătrânită. Am văzut că foarte mulți sunt plecați în străinătate, nu au mai rămas decât copii cu bunici și cam atât. Sunt ca și teme. Cazul de față care l-a văzut, sigur. Mămica a plecat în străinătate pentru a face bani, bani tot pentru familie, da. Copilul sta cu bunica. Da, așa este. Din păcate, da. În România cam așa se întâmplă și... Ei devin niște copii stresați, la un moment dat, dacă... Și mai concură și factorii de mediu, dați seama exact. Că ce se întâmplă. Da. Dacă mai aveți ceva de adăugat de la acest capitol, domnule primar, pentru că... La acest capitol legat de ce? De apă? De sau apă. De da, în acest da. Interviu? De apă. De apă. Când sperați dumneavoastră că se va întâmpla? Eu zic că în anul care vine, în 2012, se vor demara lucrările și pentru alimentare cu apă. Bun. Bine, domnul primar, dragi telespectatori, aș vrea să închei aici interviul meu în localitatea de Lanța cu domnul primar Eugen Stănian. Îi mulțumim că a răspuns întrebările. Nu aveți pentru ce și vă mulțumesc și dumneavoastră telespectatorilor. Și vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere!